Bună dimineața! De fapt, nu prea mai e dimineața asta pentru că este ora 2, dar în capul meu trebuia să încep acest vlog mai de dimineață, însă nu știu de ce n-am făcut-o, pur și simplu n-am avut nimic să vă spun. M-am machiat, m-am pregătit. Asta pentru că astăzi o să fie o zi foarte aglomerată, dar și foarte frumoasă și a început să fie frumoasă încă de dimineață. Este superb afară, este soare, în sfârșit bate un pic vântul, dar asta nu-mi strică deloc planurile, pentru că astăzi vreau să mergem până la Unirii, de asta ne-am și pregătit, pentru că vreau eu să pozez două ținute. Mâine ar fi cam aceeași placă, în sensul în care am iar niște poze de făcut, dar asta o să vedem pe parcursul timpului cum ne încadrăm, dacă mai avem chef și așa mai departe. Iar eu astăzi am primit un colet, un pachet cu încălțăminte, cu două perechi de încălțăminte superbe pe care o să le vedeți tot aici pe YouTube la momentul oportun. Pentru că o să fac un clip separat în care o să vi le arăt, dar mi-au adus atât de multă bucurie încât nu puteam să le ignor, pentru că fac parte din ziua mea și pentru că acesta este un daily vlog, că tot îmi cereți voi în ultima perioadă multe, multe daily vloguri, m-am pornit și cred că o să fac o mică serie. Poate că o să le încadrăm pe canalul meu de YouTube și pe ele, dacă bineînțeles vă plac și vă aduc plăcere. Hai să trecem și să vă arăt ținutele pe care mi le-am pregătit pentru pozele de astăzi. Bun, deci am aici două ținute pe care le-am întins pe pat ca să le văd mai bine, dar cu siguranță o să le pun într-un rucsac ceva ca să le pot lua cu mine. Ambele sunt cumva all black, dar cu o pată de culoare. Prima este cea pe care o port acum, este o pereche de jeans cu o maletă neagră, la care m-am gândit să adaug o pată de culoare nemaipomenită și anume jacheta aceasta despre care v-am vorbit și în vlogul trecut și pe care nu insist, plus geanta aceasta super drăguță neagră. Iar a doua este formată dintr-o fustă, pentru că am zis să profit la maxim de vremea asta frumoasă. Este o fustă din imitație de piele pe care am primit-o de la cei de la The Outfit în momentul în care am făcut clipul cu hainele lor, plus această gentuță drăguță pe care, sincer să fiu, am purtat-o destul de puțin de când am primit-o, dar care îmi place mult și cred că se potrivește la ținuta de astăzi. Și mai avem aici o pălărie, cam așa. Bună! Este super mult soare afară și îmi place atât de mult. În sfârșit e primăvară și la noi. Asta este primul copacel înflorit de pe anul ăsta și mi se pare superb. Are niște nuanțe atât de frumoase și completează atât de bine și cerul, încât mă nebunește. Poate fac niște poze lângă el, pentru că îmi place prea mult. Am ajuns acasă într-un final. Nu știu cât e ceasul. Cred că e 9. Știi că o să pun partea asta. O să pun. Așa, pălăria face parte din outfit-ul numărul 2. Pe care, da, am apucat să-l pozez. Chiar dacă părea imposibil la început, pentru că era un soare de nu mă puteam descurca. Nu mi-a dat jos din cap. Nu, pentru că s-am părut nașpa rău. Dar până la urmă am apucat să fac niște poze chiar mai mult decât de cepe. În fine, ziceam că până la urmă am făcut niște poze mai mult decât decente și o să le vedeți cel mai sigur pe Instagram. Eu cred că o să postez una astăzi sau poate postez și mâine una. Habar n-am, vedem cum le editez și cum apar la voi, dar sigur le vedeți acolo, iar Instagram-ul meu, by the way, este în descriere. Așa că urmăriți-mă și acolo. Altul nu o să fie în descriere. Astăzi este o nouă zi, undeva pe la ora 2 sau 3 după masa, m-am machiat, m-am pregătit și urmează să facem din nou câteva poze pentru că afară este din nou superb. Este o vreme de primăvară, așa cum ar trebui să fie până la sfârșitul martie, pentru că suntem deja în 24 martie și n-am avut vremea aceasta superbă până acum, cel puțin, așa că să o tot țin așa pentru că vreau să fac niște poze foarte, foarte frumoase în următoarea perioadă. Eu nu știu cum sunteți voi, dar eu mereu când vine un anotimp mai cald după unul rece, am chef să-mi fac ținute, am chef să-mi fac poze, să le gândesc un pic și să postez cât mai mult pe Instagram, îmi vine pofta aceea, dar iarna chiar nu este anotimpul meu super creativ și care să-mi placă atât de mult din toate punctele de vedere, mă plictisesc foarte tare, nu-mi place să fac poze iarna pentru că mi-este frig.
Și acum că a venit primăvara, simt să profit un pic de timpul acesta frumos și să fac tot ce-mi stă în putință, încât să postez și eu mai des pe Instagram. Am postat deja o poză azi dimineață care v-a plăcut destul de mult din câte am văzut eu acolo. Așa că intrați pe linkul din descriere să o vedeți dacă vreți. Și da, despre asta voiam să vă vorbesc. Ieri să știți că am ajuns acasă destul de târzior, pe la 9 seara, cam așa. Am ieșit un pic în oraș după ce am făcut pozele, m-am schimbat odată, mi-am luat fusta și să știți că n-am înghețat de frig, așa cum probabil că mi-imaginam. N-a fost nici vânt, astfel încât n-am avut probleme nici cu pălăria, pentru că mi-imaginam că o să zboare peste tot și că o să am maxim o problemă cu ea. Dar chiar a fost totul super ok, a fost o zi superbă din toate punctele de vedere și a fost ziua perfectă în care să mai fac și ceva productiv, dar și să mă și distrez și relaxez. Acum v-am spus, m-am îmbrăcat, am stat în dimineața asta destul de mult timp să-mi aleg ținuta pentru astăzi, pentru că voiam să integrez niște Adidas albi de la Bonprix, pe care i-ați văzut tot în clipul trecut, în vlogul de săptămâna trecută, și voiam să integrez cumva cu o ținută mai sport, aș putea să spun. Așa că mi-am ales niște blugi, o cămașă, din sport am ajuns la cămașă, da, știu, așa că asta o să facem, o să facem niște poze, încă nu știu unde, o să vedem. Hai să vă arăt ce avem aici. Este vorba despre prima mea plantă naturală, lucru care nu credeam că o să se întâmple atât de rapid, pentru că nu mă vedeam atât de responsabilă încât să am grijă de o plantă naturală. Știu cum sună. Dar acesta este un cactus și m-am gândit că nu are nevoie de atât de multă atenție pe care eu nu i-aș putea oferi-o. Trebuie să-l ud o dată pe săptămână sau atunci când pământul este umed. Acum de-abia l-am udat iar, deci este în regulă. Și l-am cumpărat, cred că acum 3 săptămâni. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Era mult mai micuț atunci când l-am cumpărat și pentru că am fost total îndrăgostită de el, i-am găsit și un ghiveci mai drăguț, pentru că a venit într-un ghiveci de acela foarte, foarte basic, simplu, maro, și l-am văzut pe acesta din Jumbo, ce mi-a plăcut atât de mult, este din ceramică sau ceva de genul și are cireșele acestea. Mi s-a părut mega, mega simpatic încât să-l las acolo și l-am cumpărat. Cred că a fost undeva la 10 lei și mi se pare că face o treabă minunată. Mi-aduce atât de multă bucurie colțul acesta și cred că o să trec ușor, ușor să mai îmi cumpăr plante naturale, pentru că mă fac să fiu mult, mult mai responsabilă. Dacă aveți câteva sugestii, vă invit să mi le lăsați în comentarii, pentru că sunt dornică de acest aspect. Eu aveam o plantă, numai că era o plantă artificială. Cu siguranță că ați mai văzut-o aici pe canal, pentru că v-am arătat-o într-un haul de la Sinsai, de unde și o am. Iar în momentul în care am cumpărat acest cactus, ne-am gândit să-i găsim și un ghiveci mai drăguț, așa că l-am văzut inițial pe acesta alb, în care stă în momentul acesta planta artificială, numai că era prea mare pentru el, așa că l-am schimbat, am zis că trebuie neapărat să-l schimbăm, era atât de mititel încât nici nu se vedea pe lângă ghiveciul acela mare. Cu timpul cred că o să mai trebuiască să îi schimb ghiveciul acesta, pentru că o să rămână un pic cam mic, nu știu cum o să fac asta, o să am nevoie de ajutor, dar în momentul acesta mi-aduce foarte multă bucurie să-l văd că crește alături de mine și că este aici pe biroul meu atunci când am, nu știu, cursuri la facultate sau când editez un vlog sau când mă machiez, să-l văd aici este o mega plăcere pentru mine. Îmi place foarte, foarte mult. Este atât de drăguț. Cum să nu-ți placă? Este chiar super, super simpatic. M-am așezat un pic ca să vorbesc cu voi, pentru că simt că zilele acestea am fost atât de haotică încât n-am putut să stau locului, să vă mai explic un alt și apoi să trecem la treabă. Iar asta nu este chiar tipul meu de vlog, pentru că prefer uneori să-mi iau câteva minute să vă spun ceea ce urmează să fac, ceea ce am făcut deja și să vă puteți voi da seama de acțiunile mele din cadrele pe care vi le arăt. Dar n-a fost cazul cu vlogul acesta, pur și simplu s-au întâmplat lucrurile atât de repede încât m-au luat și pe mine prin surprindere. Astăzi, să știți,
privind raportul meteo, că este un pic înnorat. Dar este soare, nu cred că sunt nori de ploaie, pentru că se mai vede soarele din când în când și mai intră, iese din nori, ceea ce mă umple de energie bună și mă face să fiu atât de motivată și productivă cum n-am mai fost de mult, pentru că eu urăsc iarna. Urăsc iarna din multe motive. O și iubesc pe altă parte, dar urăsc pentru că mă face să fiu cea mai leneșă persoană și cea mai rea versiunea mea, dacă există așa ceva, dar nu sunt atât de motivată să fac lucruri, asta pentru că se întunecă mult mai rapid. Iar acum credeți-mă că sunt în extaz cu faptul că se întunecă mai târziu și la 5 este lumină, astfel încât să-mi pot desfășura liniștit activitățile pe care le-am pregătite pentru atunci, iar eu funcționez îndeosebi în anotimpurile mai calde. Primăvara, vara sunt acolo, iarna nu pot să spun că este anotimpul meu preferat, toamna este pe aici, pe acolo, dar nu prea îmi place pentru că începe să se întunece destul de vreme și asta mă neliniștește teribil, nu-mi place deloc acest aspect și chiar sunt curioasă să-mi scrieți în comentarii dacă cumva ne regăsim unii cu alții în situația aceasta, pentru că eu am mare problemă cu lumina de afară, nu pot să stau liniștită și să-mi desfășor activitățile în continuare dacă afară este beznă și dacă este urât sau întunecat sau înnorat și așa mai departe. Ei bine, hai să trecem la ale noastre și să vă mai povestesc ce s-a mai întâmplat zilele acestea, pentru că, așa cum am spus, n-am apucat pur și simplu să stau locului și să vorbesc cu voi. Am început clipul acesta, cred că joi după masa, cam așa, ați văzut, am făcut poze din plin, am putut bucura de vremea aceasta frumoasă, iar ieri am făcut poze, dar un pic pe repede înainte. Asta pentru că ieri aveam cu totul și cu totul alte planuri, numai că m-am încurcat pe mine un curs pe care l-aveam destul de târziu, așa că am zis până la urmă să rămân la el să-mi iau notițe, pentru că a fost foarte, foarte important pentru mine. După care, înainte de curs, ca să trecem un pic la partea aceea, m-ați văzut că am coborât cu scopul de a face niște poze, doar că am coborât din bloc și mă simțeam un pic cam ușoară și îmi simțeam geanta așa cum nu este ea în mod normal, așa că m-am uitat în geanta, am observat că nu am telefonul cu mine și credeți-mă că sunt într-un șoc, pentru că eu nu mi-am uitat niciodată telefonul acasă, nici nu mi-amintesc ultima dată când mi-am uitat telefonul acasă, dar cred că eram foarte, foarte mică, undeva pe la 12-13 ani, nici nu știu dacă aveam telefon atunci sau dacă îl foloseam atât de bine încât să-l port de grijă. Doar că, da, mi-am uitat telefonul acasă, a trebuit să mă întorc, să-mi-l iau, aveam camera la gât, am întârziat un pic pentru că cursul meu începea, eu nu eram gata cu pozele, până la urmă lucrurile s-au rezolvat, am făcut și pozele, au ieșit destul de bine, o să le vedeți pe Insta, n-are sens să insist cu asta, pentru că dacă mă urmăriți acolo, probabil că ați observat, deja că le-am postat. Și ce am mai făcut? M-am întors, ne-am dus până la Lidl ca să iau ceva de mâncare, ați văzut că am gătit, iar seara n-am mai aprins deloc camera pentru că eram extrem de obosită, pur și simplu, am preferat să stau un pic cu mine, astfel încât n-am mai apucat să vă vorbesc deloc. Astăzi este vineri, este trecut de ora 12 dimineața, iar și-am avut cursuri, de aceea nu am apucat să vorbesc cu voi de dimineață. În continuare am cursuri, dar mi-am găsit niște momente libere astfel încât să mai punem seara la care și să vorbim, pentru că mi-aduce o fericire aparte atunci când fac asta. V-am arătat cactusul meu care este acolo. Îmi place foarte mult și el, să știți că în ultimul timp este un lucru care mi-aduce multă fericire, pentru că am învățat atunci când am o zi proastă să mă bucur de lucrurile care sunt pe lângă mine și să las tot ce e rău la o parte și pur și simplu să-mi fac ziua mai bună. Nu știu cum reușesc să fac asta în continuare și să fiu atât de motivată, dar reușesc până la urmă. În spatele meu, sau pe undeva pe la dulap pe acolo, am niște încălțăminte de care sunt extrem de încântată, de care am fost maxim tech entuziasmată încă de când a ajuns, doar că n-am apucat să vă arăt. Și în fine, cred că o să vreau să vă aduc un pic în atenție ideea aceasta de încălțăminte, pentru că mi se pare o idee ieșită din comun, cel puțin în România, și sunt atât de entuziasmată de ea încât nu pot să o țin până filmez clipul. O să vă arăt câteva bucățele din materialul pe care vreau să-l pregătesc mâine atunci când o să am timp. Am multe clipuri de pe listă în ultima perioadă de care trebuie să mă ocup și sunt foarte entuziasmată că cred că o să am timp săptămâna viitoare să le filmez pe toate și poate că o să filmez și clipuri în avans pentru zilele un pic mai aglomerate. De obicei fac asta ca să fiu totuși activă pe YouTube și să vin cu clipuri în continuare chiar dacă am zile destul de aglomerate. Așa că
Dacă vedeți mai multe clipuri de la mine, nu înseamnă neapărat că am timp să le filmez, înseamnă că le-am filmat în avans ca să pot să le filmez, să le postez atunci când trebuie și atunci când sunt ele programate. Acestea fiind spuse, am vorbit deja destul, cred. M-am pus la curent cu tot ce trebuia și eu o să vreau să vă arăt cutiile de încălțăminte pe care le-am în spate, pentru că sunt enorm de încântată de ele și mi-aduc fericire atât de mare încât hai cu mine să vi le arăt. Ok, partea aceasta nu era cumva plănuită sau programată în clipul de astăzi, dar este un vlog și până la urmă nu trebuie să fie nimic programat și plănuit, așa că o să vă aduc la cunoștință sau o să încerc să vă fac un pic curioase despre ce am eu aici în aceste două cutii. Sunt două perechi de încălțăminte de la Vivaya, brandul îl aveți aici. Un brand despre care eu nu știam înainte să mă contacteze și vă spun sincer, dar despre care am aflat foarte multe lucruri în ultima perioadă, lucruri ce sunt nemaipomenit de interesante, cel puțin pentru mine. Treaba cu ei o să vă spun pe scurt, pentru că o să urmeze un clip despre acest subiect, dar vreau să vă fac un pic curioase și să vă aduc la cunoștință unele lucruri. Treaba cu ei este că au încălțăminte și câteva accesorii pe site-ul lor, special fabricate din materiale reciclabile. Deci, de exemplu, o pereche de încălțăminte este fabricată din mai multe peturi sau sticle pe care lumea le aruncă, în special în mare, în apă, în oceane și așa mai departe, care nu sunt chiar foarte, foarte prietenoase cu mediul. Brandul acesta este eco-friendly, așa că vin cu inițiativa aceasta de care eu am rămas enorm de surprinsă și foarte bucuroasă am fost când am văzut că există așa ceva, dar ei iau, așa cum am spus, articole reciclate în cea mai mare măsură pe site-ul lor și articole foarte frumoase și de o calitate extrem de bună. Eu am deschis aceste cutii, asta pentru că am vrut să văd dacă totul este în regulă, asta cred că este scuza mea pentru faptul că am fost și foarte, foarte, nu știu, entuziasmată de idei și am vrut să văd ce se află în aceste cutii mai repede decât aș filma, pentru că am știu că n-am timp să filmez zilele acestea. Aici în față am și laptopul pentru că de câteva ore fac doar asta, editez, astfel încât să ajungă clipul de astăzi la voi. Este undeva la ora 2, iar pe la, nu știu, 7-8 cred că o să fie sus pe YouTube în momentul în care o să-l termin. Aici am vrut să ajung, eu sper că v-a plăcut, sper că o să-mi lăsați părerile voastre în comentarii și că o să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!